În condiții meteo nefavorabile trebuie respectate anumite reguli când plecați la drum, indiferent că sunteți șofer sau pieton. Având în vedere situația atmosferică și condițiile meteo preconizate de către Institutul de Meteorologie, Poliția Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule la plecarea în cursă să verifice în principal starea tehnică, dacă mașina este dotată cu anvelope de iarnă, iar în trafic să aibă o conduită cât mai calmă, să poate să evite incidentele de orice fel. Majoritatea șoferilor dovedesc că sunt informați, dar uneori micile incidente din trafic sunt aproape inevitabile, mai ales în aceste condiții meteorologice. Să fie geamurile curățite, să reducem viteza, să meargă instalația de dezaburire și de climatizare, să fie curățate farurile și stopurile ca să fim vizibili, să reducem viteza. Da. Bună seara, documentele, vă rog, agenție principală ca Poliția Rutieră Mioveni. Mare atenție, pentru că vedeți cum este pe jos și să nu fie evenimente, da? Rugămintea este, în momentul în care rămâneți, Doamne ferește, înzăpeziți, anunțați de urgență organele abilitate și pe cât posibil să înlăturați zăpada de la eșapament pentru a nu, dacă rămâneți în mașină, să nu elimine gazele în interior.